Tânărul a sunat și a cerut ajutorul salvamontiștilor după ce a observat că nu mai poate înainta pe munte. Se afla în zona Valea Țapului în acel moment și după ce a cerut ajutor a rămas fără baterii la telefon. Au urmat ore critice. Nu avea lanternă, așa că nu a putut să-și semnalizeze prezența. Salvamontiștii din Bușteni și Prahova l-au căutat toată noaptea. Dimineața căutările la sol au continuat, iar în sprijin a sosit și un elicopter. După câteva ore de căutări, echipajul din aer a observat urme pe zăpadă. Tânărul a fost în cele din urmă găsit și era teafăr. Norocul lui, un curs de supraviețuire. Tânărul de 19 ani a scăpat cu viață după o noapte petrecută într-un adăpost pe care l-a făcut în zăpadă, s-a învelit în folia de supraviețuire și a rămas ascuns până dimineață. De aceea, salvamontiștii nu au putut să-l găsească noaptea. O echipă de salvatori l-a găsit în apropiere de Poiana Coștilei. În același timp, cu misiunea grea pentru găsirea lui, alți doi turiști au cerut ajutor pe Valea Cerbului. Te-ai pierdut ce rapid? Două echipe de salvatori din Bușteni și Prahova au plecat după ei și după 7 ore de muncă, cei doi din Valea Cerbului au fost coborâți cu bine.